E aproape ora 8 și m-am gândit să las bicicliștii și biciclistele silențioase să meargă mai departe fără mine. Și am venit la protestul ăsta zgomotos. Rezist. Omuleanu a alergat să prindă mașina Realitatea TV. Avea ceva de spus. Și aceia l-au văzut cum arată și au zis că aia nu, noi suntem pentru oameni bogați, nu pentru sărăntoci. Dar ce ai vrut să-i zici la Realitatea? Nu-i problemă, mai găsești o travă. Cred că acolo ceva albește. Dar ce ai vrut să-i zici? Ce ai vrut să-i zici la Realitate? Că mi se încalcă toate drepturile ca cetățean român. Nu cred. Da, mi-a căzut pachetul de țigări aici. Cred că e acela alb în spate, cum ți-am arătat. Nu. Nu e acela, nu e pachet de țigări acela. Mi-a căzut aici pachetul de țigări. Da, să rătul mai rău de țigări. Ha? Aici am văzut. Cum a zis, lasă-te de fumat. Nu le-am văzut. Nu e acela, nu. A, și mai e în stradă, uite pe linia albă, mai e ceva roșu. Se încalcă drepturile, dar nu vorbește la cameră că a pierdut țigările. Se încalcă toate drepturile ca cetățeanul. De unde ești? De la Bechet. Unde e asta? Bechet, Bechet. Bechetul de dulci. Așa, așa. Și ai venit la București să te plângi. Am venit aici să îmi cer drepturile ca cetățean român. Dar cine? Primarul? Cine îți încalcă drepturile? Sau familia? I-am raportat cu domnul primar și mi-a distrus familia, mă umilește. Păi nu cred că primarul ți-a distrus familia. Nu, nu mi-am considerat. Fratele, nu, cine? Nu, domnul primar, nu mi-am considerat. A, nu te ajut, am înțeles. Dar la poliție te-ai plâns că aveți și polițist în sat, nu? Poliția nu mi-a în considerație că pe unii din poliție, pe unii domni din poliție, i-am reclamat la CEDU, la drepturile omului. Că eu am a dat o nenorocire peste mine și am stat cu 17 ani în detenție. Și cât am stat acolo, mă băteau, mă umileau, mă fometeau. Și poliția crede că dacă ai fost la închisoare, ești bun de nu, și am avut rele. O faptă urâtă. Am avut... Bine, dar pentru asta ai stat închis, ai spășit pedeapsa, acum ești gata. Păi nu, pentru ce am făcut am plătit cu viața. Gata. Ei, cu viața nu, chiar nu, ai stat câțiva ani la închisoare. Am muncit în penitenciare din România, ce n-au muncit alții toată viața lor. Păi de ce? Că muncești dacă vrei, nu te obligă nimeni să muncești, nu? Nu, ești așa. Muncești dacă vrei să ieși mai devreme. Ca să mi se mișureze și să reducă din termen, da. Să mi se reducă din pedeapsa. Da. Și ca drept la spate, așa m-a umiliat. În loc, cine? În loc de medicamente, îmi dătea bătaie. Administrația din închisoare? Chiar gardienii sau cine te bătea? Unitate, de la închisoarea Craiova. La Craiova? Da. Dar când se întâmpla, câți ani în urmă? Acum 2 ani m-am liberat. Și nu te-ai plâns după aceea la parchet că te-au bătut în închisoare? Nu, nimeni nu m-a luat, nu mi-a luat în considerație. Dar trebuia să faci demersul înscris, nu? Am scris la... Și înscris tot? Am raportat acolo la primărie, la mine, cu domnul primarul, domnul Adrian, din comuna Bechet, județul Dolj. Da, dar trebuie făcut demersul scris, adresat parchetului. Păi nu. Mai ales dacă e tortură, asta nu se prescrie, asta e valabil oricând, poți să te plângi peste 10 ani. Eu am reclamat pe unii procurori la noi din România. Da. Pe unii judecători, pe unii directori. Și dacă eu i-am reclamat, păi lasă, dar te-ai plâns întâi de bătaie din închisoare. Acolo știi nume de gardieni care te-au bătut. Știi nume de gardieni care te-au bătut? Păi știu numele lui domnul director. Directorul penitenciarului, dar nu el te bătea. Ba da, de la dumnealui. Chiar și el? Nu, a, pleca ordinele, presupui, n-ai de unde să știi. De la dumnealui pleca ordinele. Nu presupui. Și nu știi numele celor care te băteau direct, fizic, care omul? Da. Gardianul din schimbul cu tare, nume, ceva, semnalmente, cum să-l găsească procurorii? Mă, Ciprian Tricu. A, știi numele unuia? Ăsta sigur te-a bătut. M-a bătut, da. Cum? Îți dădea palme sau picioare? Da, picioare și picioare. Până îmi dătea sânge și pe gură și pe nas.
Asta se întâmpla cam cu cât timp în urmă? Și mă vometa. În ce fel? Nu-ți dădea mâncare care se cuvenea? Păi vreo 10 ani la rând un militar. Tot el, tot timpul? Nu, și alții. Și alții, aha. Eu nu mint, eu spun numai realitatea și adevărul. Păi asta trebuie verificat. Nu. Trebuie organele să se ocupe de asta. Am zis că mi-au luat și mie în considerație, o mai fi oameni drepti în România asta. Bun, și ai venit la București, la cine te-ai adresat până acum? Păi, am venit aici așa... Ai venit la protest, dar direct la parchet, la minister, la undeva te-ai plâns? Păi la o persoană? Nu m-am dus că n-am avut posibilitate, mi-am vândut calul. Păi fizic, nu trebuie să te... Ce posibilitate este? Duci, bați la ușă, aștept... Nu am avut bani ca să... Ai avut bani să vii de la Craiova până la București? Păi nu, de la Bechet, mi-am vândut calul, căruța... Sau de la Bechet? N-am vândut calul, căruța, ca să vin aici. Ca să întrezi eu drepturile ca cetățean român. Ok. Cred că trebuie să încep cu o plângere la parchet. Probabil la parchetul militar, dacă te-au bătut, angajați cine sunt? Ministerul Justiției, nu? Deci probabil trebuie o plângere la parchetul militar. Aș vrea să merg la parchetul general. Parchetul general e lângă Casa Poporului, în Piața Constituției. Da. Și eu ceea ce vă spun dumneavoastră, domnule... Și pe lângă Banca Națională este avocatul poporului, poți să te plângi lui Victor Ciorbea. Tot cu, eu știu, să înregistreze petiție oficială. Eu ceea ce spun și n-am une, că mi-a zis că mă omoară una mafie din România. Ce interes ar avea? Mă omoară că i-am reclamat la CEDU, la dreptul omului. Dar când? Cum te-ai plâns la CEDU? Că ai mai zis păi odată. Păi am scris la toate instituțiile, nu... De repede. Acolo, din închisoare. Din închisoare. Și n-ajungea? Scrisoarea? Păi uneori și eu am reprezentat aina statului. Cum? Am reprezentat. De la cel mai mic grad până la cel mai mare grad. Nu înțeleg. Am reprezentat. Deci ca... Deci am reprezentat aina statului. Nu mi-e clar ce vrei să zici. Că ai avut vreo funcție publică sau... Nu că am avut funcție eu. Deci am respectat aina statului. Bine. Dar sună așa, fără noi mă, am reprezentat haina statului. Sau dumneata nu înțelegi ceva, sau ai probleme psihice. Nu. Dar nu ceva bolnav. Nu-i clar din ce spui că ai reprezentat haina statului. Nu sunt bolnav. Deci, cum se spune, cum spune dumitale, nu mi-i tocătare, așa. Fac prezența. Când erai în închisoare. Da. Scriai pe hârtie chestia asta. Ok. Bine. Bun, eu te-am filmat, o să te public pe internet, dar asta nu garantează că o să audă cineva și o să se sezizeze. Trebuie neapărat să mergi, cum am zis, la parchetul general, eventual la parchetul militar, eventual la avocatul poporului. Păi aș vrea să merg la domnul avocat. Dar mâine deja, că e zi de lucru, lângă Banca Națională are sediu avocatul poporului. Azi, acum e 8 deja. Mâine de la 8 dimineață mergi la ei. N-am probleme cu cerebelul, cu capul. Sunt bolnav psihic sau altă. Așa protestăm aici în fiecare seară. Eu drepturile mele ca cetățean român. Corect. Curentul mi l-a oprit. Că am stat închisoare... Poate pentru că n-ai plătit sau de ce ți-a oprit curent? Mi-a oprit că unii oameni are ură personală pe mine. De ce ar avea? Păi fiindcă i-am reclamat, domnule. I-am reclamat. Deci am reclamat aina statului. Eu respect aina statului. L-am și reprezentat, cum am zis. Păi e reprezentat, poate vrei să zici că e denunțat la CEDO acolo, pe primar, pe ministru e denunțat. Nu, cum e reprezentat? E reprezentat? Domnul primar nu îmi dă nici ajutor social. Nici ajutor social. Dar primarul trebuie să dea, nu asistentul social din localitate. Primarul dă ajutor social. Iau semnează documentul. Domnul primar, de ordine la subcartierul lui. De acord, da. Domnul primar. Și mie nu-mi dă că, cea că eu am pământ mult. Dar eu n-am avut niciun venit. N-am avut niciun venit. Și nu am niciun venit din nicio parte. Ok. Nu am niciun venit. De ce? Pentru că e roada mică sau n-ai lucrat pământul sau... Nu. S-ai strâns porumb și n-ai unde să-l vinzi. Ce să faci cu el, da? Sau... Deci n-am niciun venit, că n-am pus nimic pe el. Ah, păi de ce? Păi imașă. N-am avut posibilitate. Lasă-l imaș și adună fân de acolo. Nu, n-am avut posibilitate. Nu am avut posibilitate.
Nu am avut posibilitate. Păi de ce nu poți lucra? Ziceai că ai lucrat în închisoare mult. Poți lucra, nu? Păi dar nu-mi dă de lucru. Nu, acasă, la pământ. Lucrezi pământul. Nu, nu sunt nebun. Deci vor să mă distrugă complet. Că nu există oraș, nu există comună, nu există familie. Din fiecare comună, din fiecare oraș, se naide pe cineva în poliție sau securitate. De acord, dar e interzisă corupția și atunci nu neapărat tot contează pe relația cu poliția, nu? Păi nu! Conduc după prevederea legală mai degrabă. M-am spus, nu repet, eu respect aina statului. Ok. Bun, dar cum? De ce să mi se ia viața? N-am și eu dreptul la viață? Păi nu vă ia viața, iată, sunteți viu în fața mea. Nu, vrea să mă omoare. Stau cu cine anume? Acasă. Cine vrea să vă omoare? Vecini și, sau cine? Până și vecinii după lângă mine. A ei ce interes ar avea? Păi ăsta e interesul. Dacă eu am reclamat că unii din familie dumnealor are oameni în câte o instituție. Că nu-i interzis să ai rude în minister, în primărie, păi, nu? De ce nu mă înțeleg? Păi ei reclamat de ce? Pentru că au rude? Și de-asta, păi de-asta mă urăște. Mă urăște. Okay. De asta nu sunt văzut bine. Vreți? Am făcut o imagine urâtă, ca să nu mă am credibilitate. Vreți să vă prezentați? Adică cum te numești? Eu? Da. Trancă Florin. Florin Trancă. Da, Trancă. Ok.